fost partea de tehnologie. A trebuit să fim siguri că din punct de vedere tehnologic, fiindcă ne-am mutat complet online, totul este disponibil și este fezabil și se poate integra. Pentru aceasta am folosit în special campusul virtual al Politehnicii. Asta a fost și de acest lucru e nevoie. Este una dintre entitățile obligatorii de care orice universitate sau o școală are nevoie, un learning management system, un sistem integrat online care să permită accesarea tuturor entităților, informațiilor într-un mod online. Acesta e un grafic care, vedeți, vă arată de la începutul anului universitar și acum. Nu cred că e nevoie să-l mai prezint. Poate că doar cifra la care s-a ajuns sus, 160.000, e o cifră pe care ar trebui să o spunem și puteți să vedeți ce a însemnat această creștere. De exemplu, vârfurile anterioare au fost vârfurile de sesiune, de predări de proiecte. Da? Ultima săptămână de școală din semestru de predare este un vârf întotdeauna, fiindcă sunt foarte multe activități care se predau, când se comunică mult cu studenții, se stabilesc examenele, etc. Dar nimeni nu a putut să prevadă ceea ce s-a întâmplat după aceea și ceea ce se întâmplă în continuare în campusul viitor. Virtual, așa îl numim noi platforma noastră de Learning Management System. După cum vedeți, inclusiv numărul de utilizatori a crescut exponențial. Deci ce a fost după 11.000, ce s-a adăugat și care e numărul total. Da? Deci noi nu am adăugat atât de mulți utilizatori. Utilizatorii aveau conturi deja pe campusul virtual și erau foloseau, să zicem, campusul virtual, dar într-un mod mult mai redus, așa, într-un mod mai lent, mai integrat, doar ca suport, dar de asemenea, cum să zic, a crescut exponențial și numărul de accesări pe lună. După cum vedeți, asta a fost cel mai mult. Deci dacă noi până, să zicem, în 10 martie am avut 3 milioane și jumătate de accesări pe lună, acum am ajuns la 18 milioane de accesări pe lună. Sunt simultan în campusul virtual undeva între 2000 de utilizatori care accesează constant și continuu în fiecare moment al zilei, uneori chiar și noaptea la 3 avem vârfuri de utilizare. Acest lucru a permis, să zicem, partea de bază. Deci ceea ce a constat în, să zicem, în structurarea informației și a resurselor educaționale și a suportului constant, deci ceea ce noi numim inima învățământului online acum în Politehnică. Ea a fost sprijinită puternic și de multe alte unelte. Prima a fost cea de utilizare a unor videoconferințe online. Aici noi am folosit o paletă de resurse, putem să spunem că cele două cele mai folosite sunt Zoom și Microsoft Teams și pe scurt am să vă zic cam care sunt pro și contra pentru fiecare dintre ele. Am achiziționat canale de Zoom, am achiziționat un pachet complet educațional cu Zoom. Noi foloseam la centru de e-learning de ceva ani Zoom, cunoșteam destul de bine unealta și de ce o foloseam? Pentru că studenții de la învățământ la distanță preferă întotdeauna să-și folosească conturile și adresele de e-mail personale sau uneori chiar cele de servici, mulți dintre ei lucrând, nu cele pe care Universitatea Politehnică le oferă. Noi întotdeauna am considerat, mai ales poate și din experiența mea anterioară lucrând în alte țări și în alte universități, că aceasta este metoda cea mai bună și în interesul studentului de a comunica cu el. Trebuie pe student să lași să-și aleagă, mai ales în condițiile actuale ale GDPR-ului, modul în care comunică cu tine. Nu este atât de ușor, pentru că întotdeauna trebuie să te adaptezi nevoilor studentului. Pentru aceasta, utilizarea Microsoft Teams a devenit ușor mai dificilă, mai ales cu numere mari de studenți. Deci atunci când vorbim de cohortă de 100, 200, 300 de studenți care sunt înscriși pe o disciplină pentru un curs, este foarte dificil să poți să-i adaugi pe toți sau cu toți să lucrezi în Microsoft Teams în condiții bune. De aceea ne-am recomandat folosirea unor canale profesioniste pe care Politehnica le are pentru în Zoom, ceea ce a permis, să zicem așa, transmiterea doar a unui link, comunicarea ușoară între studenți a acelui link de acces cu parolă în anumite cazuri și înregistrarea lui. Plus că calitatea înregistrării, mai ales a sesiunilor de curs sau de laborator sau de seminar, în Zoom este un pic mai bine. Tehnic, fișierele MP4 sunt considerate de o calitate mai bună. Transmiterea video și a semnalului este
mult mai bună, se pierde mult mai puțin din semnal, din partea de audio și de video, mai ales cu numere mari de studenți. Am mai folosit WebEx și Hangouts cu câteva dintre ei. Pentru seminarii, laboratoare și interacțiuni directe, mulți dintre colegii din Politehnică folosesc Microsoft Teams pentru că este mult mai ușor să poți să interacționezi direct cu studenții, să le arăți resurse, Microsoft Teams și uneltele de Microsoft fiind ca și Zoom, toate acestea au fost integrate ca și module în campusul virtual. Deci, de aceea am numit noi campusul virtual inima. Deci au putut din campusul virtual să poată să meargă direct în aceste unelte și să interacționeze direct cu ele. Celălalt lucru pe care noi l-am făcut, nu numai tehnologic, ci și instrucțional, într-un fel, a fost suportul. Există la ora actuală ceea ce noi numim cursul de tutoriale pentru profesori, care este cel mai vizitat curs din campusul virtual al Universității Politehnică din Timișoara, fiindcă, menține absolut toate informațiile necesare pentru pentru profesori. Un curs similar există pentru studenți și unul pentru administrativ, plus că studenții mai au un curs care noi îl numim student at UPT, noi le numim cursuri pe toate, unde ei pot să interacționeze și unde au parte și de suport psihologic, unde au parte de suport în carieră în acest moment, suport de educație fizică și de sport în această perioadă și unde se comunică foarte, foarte des cu ei, pe lângă tutorialele la care au acces. La ora actuală, noi avem realizate peste 50 de tutoriale pentru diverse abilități unelte. Foarte multe ghiduri pentru uneltele atât din campusul virtual, cât și unelte care sunt externe și pe care noi le-am sugerat pentru a fi utilizate, în special pentru a mări interacțiunea cu studenții în timpul acestei perioade și noi. Am integrat, de asemenea, webinarii zilnice. Doar în ultima perioadă le-am mai rărit, adică în ultima săptămână. Am ajuns la numărul 16 de webinari în această perioadă. Unele dintre ele au durat și câte 3 ore, în care, pe lângă o prezentare de unelte și de abilități, dar în context educațional, prezentările nu au fost niciodată tehnice, ci au fost întotdeauna focalizate la ce este necesară acea unaltă, ce este experiența educațională atât a noastră, a celor care folosim de mai mult unelte online, dar și a cercetării și a, să zicem, guru, celor mai experților în zona de online learning din lume, pe care îi cunoaștem și cu care lucrăm de ceva vreme și la care am avut acces la foarte multe informații. Și acestea au fost prezentate profesorilor și cadrelor didactice din Politehnică. Nu odată spațiul de acces în aceste întâlniri online, care e limitat la 300 de participanți simultan, a fost depășit. De cele mai multe ori, aceste webinarii au fost urmărite online, ele ating sute de vizualizări online, ele sunt libere, le puteți găsi și dumneavoastră, sunt integrate absolut toate în canalul nostru de YouTube. Pe lângă acestea, am realizat un FAQ și am răspuns la e-mail destul de des, au fost sute de mail-uri, mai ales în prima perioadă, acum au coborât spre 50 de mail-uri zilnice pe adresa de suport care noi o utilizăm din partea profesorilor și a studenților. Cum vedeți, aici sunt tutorialele, ele sunt și publice, noi am considerat că absolut conform crezului nostru că absolut tot ce facem trebuie să fie cât mai liber și cât mai accesibil tuturor și ele sunt multe, ca și acestea cu licență de Creative Commons, deci de licență liberă, au permis să le putem publica și pe site, deci nu numai în interiorul campusului virtual, și puteți să le folosiți și dumneavoastră, vă încurajăm. Aceasta este una dintre capturile din timpul celor 16 webinarii pe care le-am organizat, atât eu cât și colegii mei. De multe ori a venit inclusiv domnul rector și am să las poate să vorbească despre acest lucru pe dânsul, cum a fost să interacționeze online cu cadrele didactice din Politehnică.